modalitate cu dispoziția primarului comunei numărul 499 din 21.12.2018. Vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Comunal ce va avea loc la data de 27.12.2018, orele 11, la sediul primăriei Comunei Sânduleni, în sala de consiliu. Ordinea de zi este următoare. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de dare în administrare către școala gimnazială numărul 1 Sânduleni, județul Bacău, a investiției de abilitare școală Rășești, inițiator primarul comunei. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care va fi realizat în anul 2019 de către beneficiarii venitului minim garantat inițiator primarul comunei. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a taxei speciale de salubritate actualizat pentru proiectul Sistem Integrat de Management al deșeurilor solide în județul Bacău. Punctul 4. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019, inițiator primarul comunei. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de dezăpezire pentru drumurile de interes local din Comuna Sânduleni pentru iarna anului 2018-2019, inițiator primarul comunei. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Sânduleni și a Consiliului Local Sânduleni, începând cu luna ianuarie 2019, inițiator primarul comunei. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere pentru spațiul cu destinația de cabinet medical veterinar, inițiator primarul comunei. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 24 din 24.1.2018, pentru care a avut loc aprobarea repartizării unor sume destinate colegilor, inițiator primarul comunei. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării funcției contractuale de conducere de administrator public, inițiator primarul comunei. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii de contabilitate, inițiator primarul comunei. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind acordarea unei subvenții din bugetul local pentru finanțarea serviciului public de salubritate, inițiator primarul comunei. Și punctul 12. Diverse. Cine este de acord cu ordinea de zi? Fiecare an, la sfârșitul anului, avem un plan de acțiune pentru 4 și 16.
pe același cap de acțiuni care au fost aprimat, lucrări de întreținere a postamentului, lucrări de curățare manuală a altilor, lucrări de întreținere a cititivă, întreținere a monumentului, lucrări de întreținere a centrului civic, lucrări de întreținere a zonei adăcent a școlilor din comună, lucrări de curățare a cilestrul vegetare, lucrări de întreținere a cita curților, lucrări de întreținere a spațiilor școlare, lucrări de reabilitare. Dacă aveți alte probleme, știu că anul trecut a mai venit cineva să-l pune și știu că a fost ok. Vreau să completez puțin așa, să fac o evidență cu gospodarii, cu gospodăriile în care locuiesc oamenii în vârstă, neputincioși, și acele suprafețe din în fața gospodăriilor lor să fie repartizate pe anumite persoane la ajutor social. Să știi, X face curățenii la Y. Și tot așa. Am și o întrebare. Care e numărul de dosare de ajutor social și câte persoane beneficiază de ajutor social de pe raza Comunei Sânduleni? Aici, sincer să fiu, nu știu, doamna de la asistență socială. Cu aproximație, da. Știu, numărul de dosare sunt 140-150 de dosare. Au fost foarte multe, dar s-au micșorat, au fost 200 și ceva, dar acum sunt mai puțin. Și cam câte persoane ar fi, deci, la astea 140? Nu știu. Dacă noi scriem mereu ce au, adică ce au voie să facă, ca să nu spunem că sunt obligați, că sună urât, voie să facă și, apropo de asta, spuneați că întreținerea monumentelor, de 1 decembrie, monumentul arăta cum arăta, gunoaie pe lângă el, coroane, deci, spunem că au voie să, adică au voie să facă, dar nu prea se fac. Monumentul? Nu de starea lui fizică, vorbesc de ce este pe lângă, deci erau 5 coroane uscate, vestejite în spate. Eu știu că s-a făcut curățenie, câte am cunoștință s-a făcut curățenie. Erau și pe... le am pe poze, în ziua de 2 decembrie. Da. Întrebări? Să punem la voi. Cine este pentru? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a taxei speciale de salutare. Tehnic actualizat. De evoluție a taxei speciale, la asta ați luat cunoștință de aceea de evoluție a taxei speciale. Să punem în raport, poftim cu ședința pe urmă. Și acum, ședința pe comisie, ați luat cunoștință. Eu, ce pot să spun? Dacă sunteți de acord cu acest plan anual de evoluție a taxei speciale de sănătate. Deci, care este evoluția taxei? Noi știm puțin, dar având în vedere că urmăresc foarte mulți cetățeni filmările ședinței, să știe și ce am aprobat. Adică... Dar noi avem un contract cu societatea, care toate aceste hotărâri cu societatea sunt publicate, acum presa, poate fi verificată. Da, dar de asta zic, care este evoluția taxei? Păi dar nu ați verificat această evoluție, este conform anexei. Și această anexă va fi... Deci este o mărire cu 50%, nu? La taxe. Nu știu ce reprezintă la dumneavoastră 50%. De 50%? Din 50% din valoarea care a fost. Nu este o taxă impusă de Consiliul Local, adică vreau să le rețineți. Este o evoluție a prețurilor lor. De ce este această evoluție? Chiar în ședința ATI s-a luat cuvântul. În cetățeanul, din locul rural, trebuie să producă 0,9 kg de risc. O puțin cu câte persoane sunt. Pentru la nivelul comunei, aproximativ trebuie să producem, deși e o cantitate de 200-250 de tone. Dar nu vorba și la 550 de tone. S-a dublat atâta.
taxa care era de 4,50 sau 4,08 nu poate acoperi acele 550 de tone. Tona pe deșeu este 4 milioane, 4 milioane 900, 4 milioane roluri, 500 din 2 milioane pe an. De aia am încasat 1 milioane 500. Este un serviciu autofinanțat. Dacă legislație, o să aduci acolo legislația neferită să subvenționăm, subvenționăm. Da, dar din ce cal? Adică cărui fapt se datorează că noi producem mai mult bani? Spuneți-vă și nu se face nimic pentru limitarea noi. Și... Eu zic așa, din punctul de vedere, primar, consilier, toți ar trebui să ne implicăm pentru diminuarea calității de șor. Deci nu numai primar. De asta ne prezentați satul Sândoi, încercați să rezolvați această problemă pe satul Sândoi de diminuare a deșeurilor. Vreau să spun pe satul de la Deal, adică în satul de la Deal. Atât cu noi se adună, nu se adună toată vara bisericii, tot comandul cât se adună în sat. Fiind consilier din satul Sândoi, vă rog să luați și dumneavoastră inițiativa de diminuare acestor cantități de deșeuri. Eu, prin poliții și local, bine, am transmis notificare de reducerea acestei cantități, pentru că prețul vor crește. Adică, ce vreau să spun? Dumneavoastră, ca și consilier, eu, ca și primar, să avertizăm, să spunem la oameni ce se întâmplă în momentul când acea cantitate de gunoi crește. Adică nu putem spune balastul decât rezidul deșeul menajer. Da, dar asta trebuie făcută în baza unui regulament, în baza unui... Pe ce chestii, cum spun eu, n-ai voie să faci aia. Eu mă duc la poartă omul și spun, nu pune și de s-a trezit ăsta să vină, ce calitate din nou. Și s-a trezit de consilier și vă duceți cu studiul de oportunitate și caietul de sarcini și prezentați cetățeanul conform caietul de sarcini și studiul de oportunitate din 2010 când s-a aprobat această taxă de noi, scrie 0,9 cantitate. Bă, Diema, da, sunt 5 membri în casă, 9, 5, 4 kg jumătate. Pe săptămână, 7, 4, maximul este de 28-30 de kg. E o situație, să zicem, și am spus-o de atâtea ori, gelucurat. A scos 5 saci de balastru afară. Adică... Bine, așa cred că e mai demult. E foarte demult. Da. Și cum ați izolat acum cu balastru? Nu mai scot unii, dar... Moluți, dar... Adică totuși... De renovări din casă. Nu că, din ce am auzit, problema este în felul următor, dar nu trecut. Noi am, adică toate comunele au redus drastic numărul persoanelor care plătesc taxa de salubritate. Și acum au cam rămas descoperiți cu bănuții. Adică... Păi noi, exemplul nostru ca și alte comune a fost că aveam, nu știu, 3.000 sau cât și erau la... persoane care trebuiau să plătească gunoi. S-a dovedit că nu sunt persoanele alea în localitate. Sunt mult mai puține. Și acum prea mai este socoteala la cum de dată se produce gunoi mai mult față de anul trecut. S-a dublat cantitățile și sau nu. Mărirea asta de 50% nu e 1%, nu e 5%, nu e 10%. Adică 50% din problema pe altă e destul de mult. Am înțeles. Vorbim fără să cunoaștem noțiunile tehnice, dar în același timp vorbim fără să cunoaștem cât din noi s-a produs anul trecut, acum 2 ani. Vedem că cantitatea de gunoi pe comuna Sândoi este aproximativ egală în același an calendar zi. 450, 500, 550. Deci, în confuzie, indiferent de numărul de persoane care au fost la nivelul comune, ele e un constant, indiferent că s-a declarat că ai 2.000, că ai 3.000, că sunt plecați 800, cantitatea de gunoi este aproximativ egală, asta înseamnă că în momentul când s-a încheiat acea spate la licitație, s-a ținut cont, am precizat de atâtea ori, orașele vor plăti pentru comune, acum s-a aprobat în ședința ADIS, în ședința AVA, ca fiecare comună să plătească doar ceea ce produce. Înainte, diferența de sumă, dacă ne mai fie 1.500 de 1.050 de lei, ar fi fost luată de la populația orașului Bacău, unde populația era mult mai mare.
Adică că studiul de oportunitate și caietul de stagi s-a făcut pe o populație a județului Bacău de 600.000 de locuitori, 500.000 de locuitori, înmulțit cu 900, înmulțit cu 0,45 la oraș. Și a rezultat o cantitate cu noi pe o lună de zile. Acum se constată că acea cantitate cu noi la un număr de 600, aproximativ 600, este aproape dublu. Și atunci nu, nici orașul nu mai poate acoperi la cele cheltuieli. Adică, crescând cantitatea de noi și la oraș, orașul nu mai poate acoperi cheltuielile de la unitățile administrative. Și atunci, în ședința ADA, s-a aprobat fiecare, dar s-a dat și ordonanță de urgență, fiecare comună să plătească pe cât gunoi produce. E o situație foarte grea de acum. Până acum ne-am descurcat câtul și de bine, de acum trebuie să informăm, și asta a spus-o noi mică de 4 ani de zile, că o să se ajungă aici. Trebuie să informăm foarte bine cetățenii, cu cât produci mai puțin gunoi, cu atât plătești mai mult. Adică această taxă de 6,82 și domnul Ilan mi-a dat dreptate și a venit cu ceva suplimentar. Această taxă de 6,82, ea poate fi micșorată anul viitor, da? Pe o taxă de 3 lei, dacă ne rămâne în excedent, adică producând mai puțin gunoi, îți rămâne în excedent 500-600 milioane, pe care tu poți să acoperi cu 600 milioane cantitatea de gunoi din anul viitor. Acum această taxă raportată la numărul de plătitori. Raportată la tonele de deșeuri care se colectează, acoperă sau nu acoperă? Da, acoperă. Acoperă acum. Dacă această cantitate de gunoi va crește la 600, la 650, nu va acoperi. Nu va acoperi. Anul ăsta ați menționat că am subvenționat din bugetul local la o parte, nu? Ajungem la punctul ăla. Nu a subvenționat nimic. Nu. Deci s-a plătit cu ce s-a încasat. Tot suntem pe zero. Nu. O să ajungem la punctul ăla și o subvenționat. Nu, nu s-a subvenționat nimic. Nu, nu. Punctul 4 a zis că... Să o punem la vot punctul 3. Cine este? Vreau să completez aici. Odată cu aprobarea acestei taxe, haideți să desfășurăm și o campanie de conștientizare a locuitorilor, să ducă la noi numai ceea ce nu se poate folosi în gospodăria lui. Mă refer la restul de vegetale, mă refer la gunoi de pasă, de voi, să nu mai pună la ceea ce mătură prin curte, să nu mai pună la tot de noi. Să găsați ca altă soluție de neutralizare. În grădină, că se poate folosi ca și gunoi, gunoi de graș. Ca și cum să folosi gunoi de graș. Totodată, să căutăm un spațiu, încă o dată spun, un spațiu unde să fie depozitate ceea ce rezultă din demolări. Un cetățean demolează o locuință și rezultă chirpiș, rezultă nu știu ce. Găsim un loc unde ar trebui făcut o umplutură. Și atunci nu mai apare la Bacău, la groapa de gunoi, bolovarii noștri primiși de la Sângâne. Da. Mai aveți ceva de completat, că am băgat? Supunem la punctul 3. Punctul 4 am zis că sunt la urmă. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de dezăcătire pe drumurile de interes local din Comuna Sângâlei pentru iarna anului 2018-2019, inițiator primarul comunei. Plan operativ de dezecuzire pe drumul de interes local din Comuna Sândoia. Știți că Primăria Sândoia are dispoziție un bulor excavator dotat cu lamă pe data de 28. Așa ne-a spus, pe data de 28. Mâine va sosi și mașina mare achiziționată cu lamă de dezecuzire și cu sărăriță. Dacă nu aduce mâine, oricum, trebuie adusă. Noi întotdeauna avem descurcat. Discut de mine cu tirajele de vedere de prezire, au mai fost probleme, dar probleme minore, adică... Avem șofer pe ei. Da, pe Sorin. Pe Sorin, nu avem pe bun. A, nu avem pe bun. Nu avem pe bun. Scoatem la concurs. Scoatem la concurs. Dar nu puteam să-l scot până nu am ieșit mașină, că eu aș fi vrut să-l scot. Registrația domnului, ai plătit mașina? Ai contractul încheiat, ai plătit, adică
să zicem că mașina vine în martie, pentru că perioada lui de livrare este 90 de zile. El are de pe deocamdată 30 de zile. Adică poate să-mi aducă la sfârșitul februarie. Eu tot la concurs și plătesc un om fără a avea o veturnă. Și atunci, cu toate că ar fi fost ok, bun, îl scoți. Dacă nu e așa de multe drumuri, unul singur este greu să te duci la Buzurești și primul la Sufu. Gândiți-vă că sunt până la Buzurești că sunt 6 km și de aici până în fundul Sufu sunt 7. Deci distanța dintre Sufu și Buzurești sunt aproximativ 14 km. Da, deci 14 km. Asta la mama mașină este mai lată și curăță mai bine. Dar vreau să zic, e foarte greu să plece de la Buzurești să te ducă la Sufu, pe când când ai două utilaje, unul se duce la Sufu, unul la Coma, celălalt se duce la un anumit mod de împărțire de responsabilități. Mai sunt ceva de discuții? Supunem la vot. Cine este de la aici, dacă nu fii bun, îmi cer scuze, chiar și domnii consilieri, spre exemplu, aveau și eu și la Coma, domnule. S-au anunțat zăpadă. Implicați-vă, adică anunțați provincie, doar provincie. Vedeți că vine zăpada, poate nouă ne-a scăpat. Nu ne scapă, că avem codul, dar nu este nisipul în zona aia. Voi o să duceți nisipul în zona aia. Adică implicare maximă astfel încât chiar el a dat telefonul de anelul, de anelul, hai să ducem nisip la Berșești, pentru că e cam ghetuș acolo la Berșești, nu știu ce s-a trebuit. Foarte mai bine, foarte mai bine. Astăzi n-am pus de nisip. Mâine ducem ghetuși. Avem cu sare sau... Avem și așa și așa. Avem și așa și așa. Dar îi zic să dau cu sare pe drumuri de asfalt. Evit pentru că... E dușmanul. Și încerc să dau numai... Asta e nisip simplu. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Sântunești și a Consiliului Local Sântunești în luna ianuarie 2019, inițiator primarul Sântunești. Având în vedere că Sântunești este primul oraș din Sântunești, mărirea salariilor pentru persoane cu sofere superioare a fost făcută pe un procent destul de bun și elocvent, s-a creat un decalaj între persoane cu studii medici și cei cu studii superioare, un decalaj foarte mare. Acum vin în completare cu doar 5% pentru cei cu studii medici. Doar 5%. Nu este o valoare mare, adică 5% e un milion. Și cei cu studii superioare? Rămân la fel. Supunem la vot. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere pentru spațiul cu destinația de cabinet medical veterinar, inițiator primarul Comunei. Știți că din cabinetul veterinar funcționează într-o clădire a unității administrative teritoriale, universitatea care este universitatea primării, doamna doctor a solicitat prelungirea contractului de închiriere, propunem prelungirea contractului de închiriere cu încă 2 ani. Deci, de exemplu, doamna doctor de la cabinetul medical veterinar. Acum taxa, nu știu cât este taxa. Dar ce are urmă de plată? Aia urmă de știință. Taxa se... Da. Reabilitat un pic spațiul ăla. Arată duroasă. Știu. Este în obiectiv, dar este foarte greu, având în vedere lucrările ce sunt acum pe anul viitor, să zicem, să dormesc. Da, deci chiar acum am fost la Inspectoratul de Stat în Construcție, e foarte simplu, uitați și cu monumentul, foarte simplu, să facă primarul ora ăla, nu poți dormi din banii publici să faci, până nu ai proiect, până nu ai verificat de proiect, până nu ai liste de capități, până nu ai, este enorm. Adică îi spun bursar că am zice să-i fac șanțurile din partea aia de la vorba. E ok, dar așa cum trebuie liste de cantități date de proiectant. Eu pot să zic 10 sarci de ciment. Nu, nu poate 10 sarci. Chiar dacă tu ai băgat pe 10 sarci, ce 10 sarci? De exemplu, la clădirea asta. Ne trebuie expertiză. Numai expertiză a fost 30 de mii. Depinde cât îți... Ca să vopsim tarul ăla și să o zicem.
o față, așa, că ne permitem să facem investiții. Ia despre acest lucru, eu știu că trebuie, dar să vedem cum ne trebuie cu banii, vă dați seama. Avem, trebuie să subvenționăm canalizarea cu 3 miliarde. Trebuie să subvenționăm grădinița cu 5 miliarde. Trebuie să subvenționăm apa, nu știu, cu 1 miliard, cu 2 miliarde subvenționăm. Trebuie să subvenționăm drumul de la Verșești. Dacă se aprobă, adică este elegibil proiectul, dacă va fi dat la finanțare și modernizare drumul care constă în 5 km de asfalt, acum trebuie să venim cu 250 de milioane, cu 300 de milioane, 13-14 milioane. Adică sunt atât de multe lucrări, eu corect câte mi-a făcut așa, eu nu zic că nu, dar să vedem cum ne descurcăm. Anul trecut mi-a spus de monument, cât de greu a fost și cu acest monument. Foarte greu. Abia anul viitor reușim să am făcut proiect, autorizație, tot, trebuie să adică este greu, trebuie multe, dar și ușor, adică în funcție de sumele disponibile. Și câteodată știi sume, ai sumele disponibile, dar nu ai documente în spate. Vrei să faci, urmă, curtea de conturi ți impută toată lucrarea. Și decât să ți impute lucrarea care ți impută, dar cheltui niște bani din bugetul local. Ei o să precizez intrarea în legalitate, că o să ai un control și intrarea în legalitate ce înseamnă? Expertiză tehnică și întocmirea de proiect al proiect. Este foarte greu, adică... Da, e corect și nici nu ia după aia. Mă cal tabă aia, dacă încerc să faci. Și reabilitarea aceea e cădiri totală, vă spun, costă 5 miliarde. Și măcar se dă în față, să o obțin. Ce nu putem construi, măcar... Trebuie proiect și ăla. Trebuie proiect. Bine, să punem la hotără în cășoarte, ce este de potrivă, dați-ne. Punctul loc. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 24 din 24.1.2018, prin care a avut loc aprobarea repartizării unor sume destinate cultelor. Da, ce s-a întâmplat? Noi am aruncat niște sume către biserici. Au rămas 3.000 de lei de la Biserica Adventistă pentru vată bazar. Nu s-a mai cumpărat vată bazar, nu știu din ce motive, n-au mai venit. Nu știți că am modificat, voiau armatele vară, nu m-au avut vată bazar, adică dar n-au mai venit nimic o vată bazar. N-au mai venit. Ne-am dus cu părintele de la Reșești, am cumpărat niște marmură, s-a montat marmură. Sincer să fiu, am întrebat pe doamna contabilă și ne-a spus că sunt disponibili 30.000 de lei. Când, printr-o verificare amănunțită, se constată că 30.000 erau acei 3.000 de lei. Erau adică 27.000 de lei. Și acum ducem acei 3.000 de lei către Biserica Berșești pentru acoperirea malului respectiv, care a fost adus. Fiind pe curte, nefiind cheltuiți, având în vedere că s-au dus în partea de la Berșești. 3.000 de lei. Adică modificarea HCL respectiv. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării funcției contractuale de conducere de administrator public, inițiator primarul public. Aici, cu domnul secretar, am făcut un studiu de oportunitate privind cheltuielile necesare. Deci, noi că pe un diriginte de șantier avem 4-5 milioane de euro investiții. Valoarea pe care o plătim unui diriginte de șantier este de 1%. 0,5% este acreditată. 1% din 5 milioane reprezintă cam 50.000 de euro. Deci noi trebuie să plătim acel diriginte de șantier cu 50.000 de euro pe o perioadă de 2 ani de zile cât avem contractul de execuție. La grădință sunt 2 ani, la canalizare un an, la apă un an de zile. Dar având în vedere că este și perioada de iarnă, se sistează lucrările și perioada iarnă se decalează, cum știți cum a fost la grădință. Asta și mai avut cu nou secretar, deci aproximativ 2.300.000. Noi dacă angajăm un administrator cu funcții de atribuții de diriginte de șantier, cu diriginte de șantier oficial, eu cu 2.300.000 aș plăti acel diriginte de șantier 4-5 ani de zile. Și el îmi răspunde mult mai bine de acele lucrări. Eu o să nici nu am noțiune tehnice respective, dar eu nu pot să
să verific toată ziua lucrări de canalizare. Spun canalizare de ce? Că sunt cele mai dificile lucrări de canalizare. Lucrările de canalizare, am precizat și în altă ședință, se execută numai pe ridicări topul, pe măsurători. Și am înființat acest grup de administratori, vor scoate la concurs, administrator, dar cu atribuții de diriginte de șantier. Adică să răspundă de toate lucrările din Comuna Sănduieni. Având în vedere că o plătesc foarte mult noi, plătim foarte mulți bani la diriginte de șantier, iar acel diriginte de șantier, dacă găsim, nu se știe dacă găsim. Da? Și ai cunoțiuni. Trebuie să aibă patramate, diriginții de șantier. Găsim, nu, nu, trebuie să aibă autorizații dirigite și așa. Eu chiar îi spusesem un domnul Cunteanu, domnul Cunteanu a ieșit la pensie. Ei, domnul Cunteanu mi-a spus, nu, 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 nu vreau cu noi contracte, cu jumătate. Ei, ca să poate să mai facă și alte contracte pe dirigenție de șantier. Ei, eu nu sunt de acord. Ori nu stai la mine 8 ore, ori faci și în altă parte. Adică, stau la tine 4 ore, dar mă duc și în partea aia. Ei, nu. Adică, da, răspuns toată ziua de lucrări. Ca și idee. Ca și idee, eu zic că e benefică. Dar să vedem dacă se poate concretiza. Adică, cum? La lucrări nu va veni cine, fiecare, orice dirigente bun are un serviciu bun. Dar și aici va fi. Dar și aici va fi. Și aici va fi plătit bine, dar va fi pe o perioadă determinată. De 4 ani de zile. 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 La care lucrează, are siguranță pe... Ipotetic, vorbim ipotetic. Să înființăm postul. Adică nu știu, înființăm postul, scoate ca și idee, am spus. Ca și idee. Ca și idee e ok. Adică să ai un om care să-ți răspundă împotriva în acel lucru. Și, sincer, mai sunt. Ca au ieșit la pensie, îți sună. Da, așa e cilindraj. Dar, dar el semnează tot. Da, el răspunde de lucrări, răspunde de tot. Dacă ca și idee, ca să mă înțelegeți. Nu știu când este, cine este dacă se va pune în aplicare. Nu știu. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii de contabilitate în sectorul privat. În momentul vacantării postului de oameni contabile, păi cărui oameni postul a rămas vacant, prima le-a organizat concurs pentru a ocupa acestui post. A fost ocupat acest post de doamna Timofte Daniela, dar în organigrama instituției avem și încă, mai avem un concurs de contabil, respectiv șef de birou. Este la început, doamna contabilă. Nu putem să-i cerem ce știe contabilă asta cu, sau doamna Ionela. De aceea propun achiziția de servicii de contabilitate până la sâmbătă și dumneavoastră. Adică lucrurile se... Dar șef de birou a fost scos la concurs, nu s-a prezentat. Da, șef de birou a fost la concurs, nu s-a prezentat nimeni. Iar doamna va fi angajat pe postul ăla de șef de birou, cu o salarizare pe șef de birou, având în vedere că a fost scos la concurs și nu s-a prezentat nimeni. Adică trebuie să ai două persoane. Spune la vot. Cine este pentru? Împotriva, ține. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind acordarea unei subvenții de bugetul public local pentru finanțarea serviciului public de salubritate inițiator pentru un public. Aici a fost o ședință foarte apropiată și unde este? Noapte de urmă. Vedem o anexă, ați verificat acea anexă. Vedem și s-a făcut populație master, populație documentație atribuită, populație declarație de OAT. Vedem populația declarată de OAT și la un moment dat vedem așa, deficitul om plus, deci suma care trebuie dată la om plus, și deficit sub factorul ECOSUD. ECOSUD. Firma care a câștigat licitația. Deci noi, am precizat în ședința anterioară, nu avem datorii la ADIS niciun leu. Deci noi, pe numărul de persoane, ne-am plătit toată suma. Absolut toată suma. Observăm că pe valorile astea, ne dă două valori. O dată 42, o dată 16,09. De unde este această sumă? Din cantitatea de gunoi în plus. Deci cantitatea de gunoi dusă în plus
42.607. Asta le păzim reprezentând 100 de tone. Și cum ați fost împărțită că partea de mult? La nivel de Romprest, sunt datorii, la nivel de Romprest, sunt de 5.666.000. De 5.600.000 la nivel de Romprest. Și cum am plătit această datorie? La numărul de populație care a fost declarată de OAT și în comparație cu populația documentației prin atribuire. Adică Sărburenul, vedem populația pe master, Comuna Sărburen, este 4.498. Populația documentației atribuită este 3.787. Populația declarată de OAT 2.377. De acolo devine toată diferența. Dar se constată ce bine. Vedeți că unele comune, Moineștiu, are 4.000 de ani. Moineștiu, 3.000 de ani. Brăgești avea foarte mult, Brăgești. 4.700.000. Avesul, 1.000.000. Da, Ștefan cel Mare, 1.000.000. Da, mie mi se pare și mie, eu sincer să fiu, mi se pare mult, 4.400.000, 1.600.000, cu diferența de 100, cu totul 68. Mi se pare mult. Dar o să calculez, să vedem dacă aceste valori sunt ok. Dacă nu sunt ok, adică nu o să vedem pe niște valori care nu sunt ok. În concluzia, trebuie să plătim anul acesta de 68.000, da? Subvenții, și aici e o discuție, domnul secretar a studiat, eu ceea ce cunosc, ceea ce știu, este contrăgirea bugetului local. Nu știu dacă e adevărat, nu? Da. Noi plătim ca să nu ne blocăm, ce se întâmplă? Deci trebuie să consumăm cât mai puțin bună. Dar mărirea taxelor conform IPC-ului este orice. Și acum pot să spun chiar și ANAF-ul prin adresa lor și am demonstrat domnul secretar și cum s-a convins și el. Dom'le, matematica asta e ciudată. 1,3% înseamnă 30%. 101,34% înseamnă 0,34%. Da. Deci, ca să înțelegeți, taxa de mărire este de 101,34%. Sau 1%.
Deci 101,34. Nu știu dacă ați înțeles. Deci, ei au spus așa, mărirea coeficientului este de 1,3. 1,3 la 100 de lei înseamnă 130. Transformându-se în procent este 30%. Dar nu este, este 101,34. Da, și mai puțin de 2%. Și mai puțin de 2%. Adică, la 1 milion pui 1 milion, 1 leu și 30 de bani. Nu pui 30 de lei. Ați înțeles sau nu? Deci, pe, încă o dată, pe finanță a zis că mărirea este de 1,3. 1,3 înseamnă 30%. 30%. Conform IPC-ului, IPC-ul este 101,34%. Adică la 100 de lei o să dai 101,34. Un leu, adică 30%, nu 300.000. Da? Deci mărirea taxei și impozitului este de 101,34. Adică 0,34%. Nu 1,34%. Da, da. Acum fiind de un leu 34, 101,34 și fiind sub 50 de bani, deci nu peste, va fi bonul 101. 101. Deci la 34 de bani se înlocuiește la minus sau la plus. Ce este sub 50? La minus. Da? Totul se la minus se înlocuiește. Acum cam așa. Deci totul la minus este în favoarea și la angajații. Nu, la angajații, la salarisarii cu totul și cu totul altceva, deci în favoarea angajatului. Deci, încă o dată, dacă mă întreabă, taxele și impozite s-au mărit cu 0,34% conform indicului preț consum dat de Institutul Național de Statistică pe IPC Servicii, care este 101,34%. Asta a fost inflația. Ca să știi 0,34%. Deci așa scot. Legea, 0,34%. Se ajutează ori de câte ori. Este inflație. Aia e o sumă mică, adică și domnul secretar de dreptate. Până la 1,0, deci, de 0,30, că aia 4% vine în, da, în jos. În jos. Bun. Supunem la vot punctul 4. Cine este pentru? Cine împotriva? Ține? Punctul 12, diverse. Nu, no, la ce? Multă sănătate cetățenilor comuni.